În ultimii ani, stațiunea Sovata a renăscut. Zona s-a schimbat prin investițiile unor oameni de afaceri străini care au cumpărat și renovat hotelurile. În plus, autoritățile au refăcut infrastructura, astfel că din fostă bază de tratament, Sovata este acum o perlă. Recent a primit premiul pentru cel mai bun management al unei stațiuni Balneo. Recunoașterea a venit din partea unei asociații din domeniu aflată sub patronajul Organizației Mondiale de Spa. Investitorii străini au luat urma potențialului zonei și, în timp, stațiunea Sovata a început să apară din nou pe lista stațiunilor de vizitat. Și nu doar pentru tratamente balneo, ci și pentru centrele spa cu servicii de calitate. Un om de afaceri din Marea Britanie a cumpărat și renovat trei hoteluri vechi. A investit câteva zeci de milioane de euro ca să le aducă la standardele actuale. Majoritatea hotelurilor s-au construit după 1970. Anul trecut, de exemplu, s-a renumat un hotel de 135 de camere, atrag foarte mulți turiști. Așa numitele vile gemene au fost cumpărate de un om de afaceri din Ungaria. Era un paragină, dar cu 10 milioane de euro investitorul le-a transformat într-un complex de 4 stele cu spa modern și centru de tratament. A păstrat în schimb arhitectura austro-ungară specifică locului. Aceste două clădiri au fost reconstruite, cea din spatele meu în 2010, iar cea de lângă mine în 2018 a fost reconstruită în stilul vechi, în anii 1905, una dintre ele a fost numită Ciocârlie, iar cealaltă Doina. Și investitorii români și-au amintit de Sovata. De exemplu, acest butic hotel de 4 stele cu 53 de camere aparține unui om de afaceri local. Sovata este intitulată cea mai bine organizată Destinație turistică. Asta se datorează și activității autorităților locale și, de asemenea, într-o colaborare strânsă cu toți cei care își desfășoară afacerile în domeniul turismului. Dar și autoritățile locale s-au implicat și au atras bani europeni. Printre cele mai importante proiecte se numără drumul Sării, un circuit al lacurilor din zonă. Schimbarea la fața stațiunii a început în 2003, iar rezultatul se vede în numărul tot mai mare de turiști care vin în zonă. Pe lângă noile centre spa, Sovata este cunoscută pentru cele șapte lacuri cu apă sărată, care iarna se menține la 20 de grade și este recunoscută pentru proprietățile terapeutice. În stațiune sunt peste 100 150 de spații de cazare care pot găzdui 5.000 de turiști. Prețurile pornesc de la 200 de lei și ajung la 700 de lei pe noapte pentru o cameră cu mic dejun și servicii spa. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.